Aceștia sunt puiuții din lotul de zbor care au mai rămas. Îți arată impecabil, sunt vaccinați de Paramyxo și de Diptero. Porumbii arată foarte bine. Foarte bine arată toți. 3 din 3, 4 de fapt din 3 sunt dați. Cei care sunt interesați de pui din zburător mă puteți contacta la numărul 0755882903. Sunt pui atât de demifond, general fond, cât și de maraton. Sunt doi pui disponibili. Vă salut cu mult respect și nu uitați să aveți grijă de sănătatea porumbilor dumneavoastră. Vă salut cu mult respect, Tulbiță Valentino. Lotul de zbor. Sunt un proces mare de năpârlire. Arată extraordinar de bine. O sănătate de fier. Aștept să vedem ce decizie se ia cu planul de zbor, dacă vom zbura pe ruta Bulgaria-Grecia. Voi opri din cei 25 de maturi. Voi opri undeva la până în 10 maturi, restul le voi da. Aici am și câțiva porumbei de maraton. Masculul de acolo din box este fiul direct din Samurai și femeia de chip și fii. Sunt doi frați de cuib. 9 și 10. Da? Cel de aici este frate drept cu cel de acolo. Cel de acolo este din masculul de neolaureat și femeia de Wegen, cel gut. Deci, repet, o parte din ei vor fi scoși din lotul de zbor și vom juca cu cei tineri. Dacă vă plac vlogurile mele, nu uitați să lăsați un simplu comentariu, să dați un like, o distribuire și foarte, foarte important, cei care sunteți abonați la canalul meu de YouTube și ați apăsat clopoțelul din dreapta, nu veți fi notificați și nu sunteți abonați când postez un vlog nou sau când sunt live. Vă salut cu mult respect, Tulbiță Valentin. Astăzi, 11.10.2023, am încercat pui din lotul de zbor, am făcut curățenie generală, desinfectare, tot, marscul lampa, tot, se poate vedea, pentru a fi sigur că nu mai există niciun microb, virus, bacterie. Dar cu cloramină, Birkones, totul
corespunzător, cum trebuie să fie într-o crescătorie a unui columbofil care chiar este pasionat și chiar își dorește să facă rezultate în acest sport columbofil. Dragilor, cum nouă ne place să stăm în curățenie, să avem un habitat bine aerisit, bine ventilat, cu aer proaspăt, așa ne place și porumbeilor noștri. Nu uitați, aveți grijă de sănătatea porumbeilor dumneavoastră, că altfel rezultatele este cam imposibil să apară. Faceți tratamente eficiente, tratamente care trebuie să făcute în perioada de iarnă pentru a pregăti porumbeii pentru noul sezon competițional.